I'm not going to give you a blueprint. I'm going to give you some practical advice along the way, but the most important thing, always have to find your own way. It's just you. And that's what you have to guard. That's what's precious. Bonjour Alain Depardieu. Bonjour Thomas Soto. Gérard Depardieu, ce mystère, hein, personne ne le... I'm looking for a man and a woman. He looks like a cop, she looks like a stripper. Regizorul Octavian Iacob a ales deja distribuția, iar printre actori sunt nume importante ale filmului românesc. Despre povestea cutremurătoare a filmului, inspirată din fapte reale, dar și despre cum i-a venit ideea, vorbim chiar în aceste momente cu regizorul Octavian Iacob, în direct cu noi. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Octavian. Felicitări, în primul rând, pentru ideea de a face acest film. Depresia a fost în nenumărate rânduri citată ca boala secolului. Acest subiect extrem de delicat a ajuns subiect de film în regia tânărului Octavian Iacob. Este o peliculă inspirată din fapte reale și mai ales un semnal de alarmă pentru conștientizare, spune regizorul. Trailerul peliculei a fost lansat deja în București, iar producătorii doresc să-l aducă în cinematografe anul viitor. Este singurul român admis la New York Film Academy, unde a lucrat alături de nume mari. Dragoste fără cuvinte. Este primul film turnat în România cu și despre persoane cu deficiențe de auz. Lansarea oficială a peliculei a avut loc în săptămâna Comunității și Culturii Surzilor, iar proiecțiile au umplut sala de cinema până la revedere. Lansarea filmului Dragoste fără cuvinte, o premieră în industria cinematografică românească, a avut loc într-un cinematograf din Timișoara. La ambele proiecții, sala a fost plină.